Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Suntem ceea ce gândim, vorbim, proiectăm în afara corpurilor noastre. Contactul cu electromagnetismul pământului și reflexoterapia aduc corpului echilibru și împământare. O ședință de reflexoterapie deschide canalele de energie, îmbunătățește circulația și metabolismul, detensionează și calmează sistemul nervos, crește capacitatea organelor de a elimina toxinele mai ușor. Astăzi, cu Gabriel Socaciu, terapeut holistic, o să discutăm despre cum ne putem armoniza și vindeca emoțional, dar și fizic, prin reflexoterapie, dar și prin a ne crea, de fapt, o conduită sănătoasă. Că despre asta vorbim, despre o conduită sănătoasă. Bine ai venit, Gabriel! Bine te-am găsit, Oana, mulțumesc pentru invitație! Și eu foarte mult și mă simt onorată că după aproximativ 2 luni de zile, iată, din nou te-am în fața mea. Și îți mulțumesc pentru asta! Uite, citeam acum din cartea pe care tu ai scos-o, una dintre ele, Tămăduirea interioară, așa, pentru că tu ești și scriitor. Citeam despre umbrele și rănile sufletești. Astăzi o să vorbim despre cum ne echilibrăm din punct de vedere energetic, cum ne echilibrăm chakrele, să spun așa, și ce sunt acestea, dar o să vorbim noi, o să ne explici tu mai multe, dar și prin reflexoterapie, așa, să ne dai câteva, poate, tehnici, sau să ne spui așa, câte una alta. Și citeam în cartea ta așa: în procesul vindecării este nevoie să-ți cunoști nu numai lumina, ci și întunericul. Umbra care însoțește ființa nu poate fi descifrată decât prin cunoașterea ei. De unde vine, cu ce se hrănește, care este rolul ei. Programele moștenite, conștient sau subconștient, din arborele nostru genealogic, poartă asemenea umbre. De asemenea, suntem puși în fața umbrelor din evoluțiile precedente ale sufletelor noastre. Nimic nu este întâmplător. Și aici am vrut să ajung, în existența noastră, nici familia în care suntem, nici religia, nici partenerii, nici întâmplările de viață cu care ne confruntăm. Scenele pe care jucăm rolul vieții sunt menite să ne confrunte cu întunericul din trecut pentru a-l alchimiza lumina divină. Am vrut să te citez pentru că mi se pare așa că, de fapt, tot întunericul acesta despre care tot vorbim, ne speriem sau ne face să simțim așa teamă, de fapt, putem să-l readucem, să-l aducem în lumină, să-l transformăm, să-l alchimizăm, așa cum spui și tu. Este foarte important să conștientizăm, de fapt, că această viață și scena în care ne-o desfășurăm, de fapt, este cea mai potrivită pentru evoluția noastră. Și în momentul în care vom înțelege că nimic nu este așezat greșit și că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu un scop și că lumea din care facem parte este lumea în care noi ne exprimăm cel mai bine actualul stat de evoluție, atunci vom ajunge la acea acceptare și acea toleranță care de fapt înseamnă baza a evoluției noastre viitoare și înțelegerea față de oameni și față de întâmplări și față de experiențe ale vieții ca fiind necesare, nici bune, nici rele, nici drepte, nici incorrecte, toate menite să ne deschidă și mai mult ochii și să ne cunoaștem pe noi și lumea din care facem parte. Din acest punct de vedere, umbrele noastre și ceea ce considerăm a fi întuneric înseamnă, reprezintă o parte a aceleiași monezi, pentru că noi nu putem să trăim numai în această lumină și cu cât înțelegem să integrăm mai corect și mai bine aceste două aspecte și cu cât înțelegem că de fapt noi nu trebuie să luptăm cu nimic și nu trebuie să ne opunem vreuneia dintre forțe, ci trebuie doar să manifestăm energia pentru care am venit aici pe pământ, atunci această luptă va înceta în interiorul nostru și această luptă între contrarii, de fapt, se va sfârși prin această înțelegere a faptului că toate au un rol și un scop în viața noastră. Este suficient să trecem printr-o experiență pe care la un moment dat am considerat-o negativă,
o experiență de viață traumatizantă care ne-a pus în fața unei umbre, unei răni sufletești, și să observăm ulterior că, de fapt, acea experiență ne-a făcut să ne cunoaștem mai bine și să vedem viața dintr-o altă perspectivă, poate și cu o altă viziune. Deci, ceea ce am considerat la un moment dat că a fost rău sau o experiență traumatizantă s-a dovedit în timp că a fost un fel de treaptă, o cale pentru a ne deschide ochii și pentru a ne cunoaște pe noi înșine. Așa este, Gabriel. Dacă ne referim la centrii energetici, de la aceste chakre, cum putem să le echilibrăm? Pentru că, într-adevăr, se face această, nu știu, echilibrare a chakrelor prin prisma faptului că putem să avem la nivel energetic un dezechilibru pe acolo. De fapt, ce sunt chakrele astea? Și citeam chiar în cartea ta că le explici foarte bine și pe înțelesul tuturor și dai exemple. Primul centru... sunt suprarenalele, coloana, zona... Da, te las pe tine să vorbești. O să ți se pară poate un pic surprinzător, dar noi tot timpul suntem obișnuiți să facem ceva, să deblocăm, să acționăm. Dar de multe ori să știi că aceste echilibrări, aceste armonizări de energie se produc de fapt într-un plan subconștient, într-o stare a noastră de non-contrarietate, de non-acțiune. În momentul în care noi practic acționăm de la nivel mental, chiar și cu acest scop de a echilibra o energie, de a debloca un centru de energie, în acel moment poate avem cele mai mici rezultate sau cele mai nesemnificative. Este un mare dar acesta de a lăsa energiile să se armonizeze singure, și de a ne observa pe noi, de fapt, așa cum suntem și ceea ce ni se cere, să observăm și să vedem cât de ușor se pot integra aceste energii în momentul în care noi conștientizăm că, de fapt, nu facem niște greșeli, că noi de multe ori ne autoflagelăm singuri și ne creăm singuri greutăți prin modul nostru greșit de a gândi, prin viziunea noastră greșită. Cred că este un mare dar acesta al non-contrarietății și al abandonării acestei lupte. Pentru că, de fapt, toată această străduință și de a găsi fericirea și de a ne debloca centrii de energie și de a fi mai vitali, de multe ori se sfârșește printr-o frustrare, printr-o nemulțumire că lucrurile nu se întâmplă în ritmul și mai ales așa cum ne imaginăm noi că ar trebui să fie. De fapt, ceea ce ne imaginăm că este bine pentru noi, de multe ori nu este așa într-un plan mai subtil, divin. Și cred eu că fără a ajunge la un grad de înțelepciune, de conștientizare, de prezență, noi, de fapt, nu putem de la sine putere să schimbăm nimic din ceea ce înseamnă activitatea energetică fără a suporta ulterior niște repercursiuni. Cred că ar trebui să ne bazăm foarte mult pe intuiție, pe acest ghidaj interior, și să vedem, de fapt, că o schimbare nu înseamnă neapărat o modalitate de a acționa, de a face ceva în exterior, de a întâlni o altă persoană sau o altă experiență de viață, de a schimba un loc de muncă sau anumite experiențe prin care trebuie neapărat să trecem, ci este mai degrabă rodul unei împăcări cu noi înșine, să vedem practic viața dintr-o altă perspectivă a unei iubiri necondiționate, pentru că doar având această viziune noi putem să ne conectăm la acest flux normal de energie care are o inteligență foarte mare și care știe
ce este mai bine pentru noi decât noi înșine. Întotdeauna am fost de părere și mai ales acest sentiment s-a amplificat foarte mult în ultima vreme, că de fapt nu noi luăm niște decizii, nu noi acționăm, ci aceste energii, acest flux de energie care acționează în interiorul nostru și de fapt al tuturor ființelor vii. Și este un mare dar de a te da un pic, un pas înapoi și de a lăsa aceste energii să lucreze. Este un mare dar acela de a te observa și a nu-ți mai pune limite și a nu te mai judeca prin prisma rațiunii, prin prisma mentalului, prin prisma așteptărilor altora. Și atunci eu consider că toate lucrurile acestea se vor așeza de la sine. Pe mine această terapie, reflexoterapia, m-a ajutat foarte mult în acest proces de conștientizare, în acest proces de cunoaștere interioară, pentru că mi-am dat seama că, la fel ca oricare altă terapie, nu poate să reprezinte un panaceu universal, nu poate să reprezinte în sine o metodă de vindecare, este doar o cale, o metodă de a ne descoperi potențialul interior și a deveni mai aproape de noi înșine, pentru că eu în tot acest proces al activității de terapeut nu am fost interesat atât de mult de diagnostice, de boli, nu am fost atât de mult interesat nici măcar de procesul vindecării, am fost întotdeauna atras și interesat de cât de mult se poate întoarce un om spre el însuși, spre propriile necesități, spre propria pace interioară. Pentru că atunci când se întâmplă acest lucru, de fapt se întâmplă această armonizare a energiilor, acest echilibru pe care de foarte multe ori noi îl căutăm prin diferite tehnici, prin diferite metode și mai puțin prin această abandonare a importanței noastre, a credinței noastre preconcepute că putem să schimbăm sau putem să realizăm ceva de la sine putere. Ceea ce schimbă într-adevăr este acest suflu viu care trece prin noi și de fapt noi trebuie doar să avem acest dar de a lăsa să-și facă treaba nestingherit. Da, aș putea să răspund simplu că atunci când abandonezi această luptă, când pur și simplu ești din ce în ce mai conștient că divinitatea este în interiorul tău, în fiecare celulă, în fiecare organ al tău, atunci toată această energie se curge nestingherită, din ce în ce mai puternică în interiorul tău. Ai zis foarte, foarte bine și interesant. Practic suntem proprii noștri vindecători, avem această putere în interiorul nostru care vine de acolo, de sus, din sursă. Și așa cum ai zis, ne putem lăsa și să ne deschidem înspre a ne echilibra singuri. Însă, până să ajungem aici, este acea cale mai... Depinde, ori mai scurtă, ori mai lungă, depinde de fiecare. Și câteodată ne mai raportăm și la ce scrie în carte și avem nevoie așa să știm anumite informații din punct de vedere energetic, care ne ajută și ne-au ajutat la un moment dat. Că tot vorbeam despre chakre, despre ce sunt acestea și cum le putem echilibra. Să te întreb acum, pentru că știu că bolile sau cum să le numesc, afecțiunile apar mai întâi la nivel energetic, cum am putea să facem, cum să lucrăm cu acești centri înspre a ne aduce această stare bună, ca să împiedicăm ca boala să își pună impactul așa asupra fizicului nostru? Până la urmă și corpul fizic
Organicul nostru este tot o parte energetică, însă o parte mai grosieră. Celelalte straturi ale noastre, celelalte corpuri ale noastre sunt din ce în ce mai subtile, urmează un corp eteric, un corp astral sau planetar, cum mai este numit de alții, un corp mental. Deci suntem într-un sistem holistic în care fiecare parte a noastră este foarte importantă. Bineînțeles că noi trăim foarte mult într-o structură a formei și trebuie să ținem foarte mult cont de acest lucru, pentru că suntem în curs de formare și de dezvoltare a celorlaltor corpuri ale noastre, dar este un proces care cere timp și foarte multă răbdare și cred eu că o dovadă de înțelepciune este să ne cunoaștem corpul, necesitățile lui și să înțelegem că de multe ori necesitățile corpurilor subtile, necesitățile sufletului trec prin acest corp fizic. De multe ori o cerință a corpului fizic înseamnă de fapt un strigăt de nemulțumire al sufletului nostru, al esenței noastre divine. De multe ori o cerință a trupului înseamnă că ne-am neglijat o parte din noi care aparține unei structuri emoționale, unei structuri a sentimentului nostru. Ele nu sunt separate așa cum am putea să credem, sunt îmbinate în cel mai pur și mai minunat fapt alcătuit de bunul creator și de multe ori ceea ce numim afecțiune și boală este de fapt ceea ce apare oarecum în spatele corpului fizic, dar care nu înseamnă neapărat că nu-l influențează la un moment dat și ceea ce vedem și observăm ca diagnostic este de fapt această disarmonie care de multe ori se produce în toate corpurile noastre. Ca să-ți răspund și mai simplu, este suficient să vedem când avem o nemulțumire sau o neiertare în suflet, când simțim o însingurare, când simțim că ne lipsește un sens al vieții, un scop, o motivație, vom vedea cât de repede și cât de mult se impregnează acest sentiment în corpul fizic. O să experimentăm poate o slăbire sau o îngrășare a corpului fizic. O să observăm că suntem mai obosiți, că nu avem probleme cu somnul. O să observăm apariția durerilor, inflamațiilor, congestiilor. Bineînțeles că toate aceste lucruri au în spate o structură emoțională, o structură a unei disarmonii care se produce de multe ori între cerința imperioasă a sufletului nostru de a face un anumit lucru și opunerea minții, a raționalului, a considerentelor sociale care împiedică această manifestare. Eu cred că, de fapt, cele mai multe afecțiuni, cele mai multe boli sunt produse de această disarmonie în care un om trăiește între ceea ce cere sufletul lui, nevoia aceasta de a iubi, de a fi iubit, de a împărtăși cu alții anumite sentimente, de a fi atins, de a explora, de a cunoaște alte și alte teritorii, și această limitare continuă pe care o dau normele sociale, locurile de muncă, anumite relații cu partenerii care la un moment dat nu mai sunt compatibili, toate aceste lucruri creează o disarmonie, un puternic conflict interior care la un moment dat somatizează în câmpul fizic și atunci avem ceea ce se spune afecțiune organică, ceea ce se spune boli. Uh-huh. Și sunt atât de multe denumiri de boli și cauzele, de fapt, sunt foarte puține. Și cauzele se află undeva
poate în zona asta mentalului, unor tipare pe care le repetăm și sunt nu tocmai corecte sau pe calea inimii. Cauzele sunt în interiorul nostru și de multe ori noi fugim de ele. Preferăm să nu ne asumăm responsabilitatea sau preferăm să vedem lucrurile oarecum în exterior. Fugim de noi înșine, de cerința imperioasă a sufletului nostru și de multe ori această fugă de responsabilitate, de această cerință este o cale deschisă spre boală. Pentru că tot am vorbit de umbre și de acest întuneric și am vorbit și de rănile sufletești, pot spune că de câte ori experimentăm aceste stări de victimizare, de abandon, de trădare, de umilire, noi practic trecem prin aceste stări tocmai pentru a nu le ocoli, ci a trece prin acele experiențe de viață, prin acele întâmplări care ne pun în fața lor, tocmai pentru a le vindeca. Și pentru asta este foarte bine să ne privim pe noi onest și este foarte bine să nu ne considerăm ca o structură a unei credințe preconcepute, ci ca niște ființe vulnerabile care au venit să experimenteze aceste stări sufletești și aceste sentimente, nu pentru a se răni, nu pentru a fi abandonați, nu pentru a fi făcuți să sufere, ci pentru a experimenta acest sentiment de uniune, de iertare și de iubire. Pentru că niciun sentiment pozitiv nu se poate forma cu adevărat câtă vreme nu trece prin, este un fel de paradox, prin această opunere, prin această umbră, prin acest întuneric. Noi nu putem să, de aceea suntem și într-un corp fizic care experimentează suferința, experimentează limitarea, experimentează durerea, tocmai ca noi în acest cadru, care la o primă vedere considerăm că este un pic aspru și un pic nedrept, să învățăm tocmai aceste sentimente frumoase. Așa cum ai zis și tu, nimic nu este întâmplător, nici familia în care ajungi să fii aici pe pământ, nici prietenii, nici locul de muncă, nici religia și așa mai departe. Nici un soț care te chinuie la un moment dat sau care scoate în evidență de fapt ceea ce este în interiorul tău și care tu ai lăsat foarte mult timp acolo. Acele relații toxice, să înțeleg, așa cum se mai numesc în... Nimic nu este o relație toxică. Dacă este să fie ceva toxic într-un plan exterior, înseamnă că și în interiorul nostru există același lucru. Suntem, cum am spus, suntem ceea ce gândim, vorbim și proiectăm în afara corpurilor noastre. De fapt, ceea ce este în interiorul nostru se reflectă în exterior, prin oameni, prin situații, prin... Cu siguranță toată conduita pe care o avem, toată această viziune pe care o avem asupra oamenilor, asupra propriei persoane, asupra lumii în care trăim, de fapt, tot ce proiectăm se întoarce la noi. Tot ceea ce gândim și proiectăm față de un alt om este, de fapt, propria viziune pe care o avem asupra noastră ca ființe. Eu nu pot să privesc un om ca fiind neiertător și rău și să-l cataloghez într-un fel sau altul fără ca acele lucruri să existe deja în interiorul meu. Cu cât oamenii spun despre alți oameni că sunt asupritori, că sunt neiertători față de ei înșiși, cu atât mai mult înseamnă că ei au acele stigmate încă în interiorul lor și ceea ce se întâmplă în exterior este o reflexie a ceea ce este în interiorul lor și de fapt acele întâmplări și acei oameni sunt niște oglinzi care sunt puse mereu în fața lor pentru propria purificare, pentru propria curățare.
câți oameni nu întâlnim care spun ce situație nedreaptă, ce om nedrept, ce om neiertător mi-a apărut în viață. Dar este clar că toate acele lucruri care se proiectează din exteriorul nostru printr-o relație, printr-o întâmplare, sunt deja sentimente care sunt în noi și care necesită această transformare, alchimizare. Știi cum se zice, dacă arăți cu degetul, și o să fac asta acum, deși nu este politicos să faci asta, când arăți cu degetul, degetul arătător este îndreptat către persoana pe care o judeci și celelalte patru sunt îndreptate către tine. De fapt, ceea ce judeci se întoarce, așa să zic, împotriva ta, cu... Da. Asumat. Bun, aș vrea să discutăm și despre cum ne creăm o conduită sănătoasă, dar mai întâi aș vrea să ne spui și câteva lucruri despre reflexoterapie. Care sunt beneficiile acestei terapii? Și știu că tu faci și presopunctură, nu? Beneficiile reflexoterapiei, pe lângă faptul că te poți cunoaște mai bine și poți considera că nu există de fapt nimic inferior în planul corpului tău, sunt multiple: îmbunătățirea activității organelor de excreție, îmbunătățirea activității sangvine și limfatice, a metabolismului, o stare generală mai bună, și vorbesc aici din punct de vedere al stărilor psihice. Am observat oameni mult mai liniștiți, mult mai relaxați după niște ședințe de reflexoterapie. Automat îmbunătățind circulația, clar scad congestiile și tensiunile care produc și activează durerile din corpul fizic. O stare generală mai bună care este foarte mult întreținută dacă omul respectiv face și niște schimbări în viața de zi cu zi și înțelege, de fapt, că propria viziune și modul în care vede lucrurile, de fapt, îl pot conduce pe un teren mai durabil al acestei vindecări. Acolo, în talpă, uite, avem și niște exemple chiar de la tine, le-am luat. Sunt acei centri energetici și fiecare organ în parte corespunde unui... centru, nu? Sau cum e de fapt? Da, talpa este un fel de panou de comandă, sunt mii de terminații nervoase, sunt proiecții ale tuturor organelor și prin această stimulare, de fapt, este o stimulare a celor centri de energie, iar sângele, limfa, se duc cu ușurință în partea corespondentă, dacă facem la nivelul rinichilor, acolo undeva la mijlocul tălpii. Practic, sângele și limfa se duc la nivelul rinichilor din punct de vedere organic, deci este un sistem foarte, foarte interesant și miraculos, aș putea spune, care de fapt nu este inventat de noi, este o terapie foarte veche și eu am observat beneficiile atât pe picioarele mele cât și pe cele ale pacienților mei. În 10 ani am făcut la câteva mii de persoane și pot spune că efectele sunt deosebite. Azi dimineață chiar mi-am făcut un obicei de fapt de mai mult timp. Ies un pic pe o porțiune cu iarbă, care are și rouă foarte de dimineață, undeva pe la 6 dimineața, și stau cu picioarele desculți pe pământ și îmi stimulez acolo în centru tălpii câteva puncte pentru a se debloca energia și pentru a primi energia mai puternic, și are așa un efect relaxant și te simți mult mai plin de vitalitate pe parcursul zilei. Da, pentru mine a devenit un mod de viață. Eu aproape zilnic îmi stimulez niște centri de energie. Într-o societate în care există foarte mult stres, foarte multă tensiune, pentru mine este foarte important să am această acțiune, această terapie care este atât de naturală și de neinvazivă și de ușor de făcut, încât nu știu de ce nu se dezvoltă mai mult sau de ce, să spunem așa,
nu este privită cu și cu mai multă atenție din partea oamenilor, pentru că ce este simplu, natural și aduce beneficii așa cu rezultate puține, am observat că este privit mai cu suspiciune decât anumite metode mai extravagante, mai costisitoare, care sunt considerate mai benefice. Dar eu cred că întoarcerea la această simplitate, de fapt, ne este benefică din toate punctele de vedere. Cuvintele rugăciunii, pășitul pe jos, cu conștientizare, cu atenție, un masaj făcut, o atingere, o privire care poate să aducă multă energie și mult altruism și multă compasiune, toate lucrurile astea sunt gratuite și ne aduc foarte multe beneficii. Așa este și o îmbrățișare. Atunci când îmbrățișezi un om, se spune că sufletul comunică cu celălalt suflet. Este așa o îmbrățișare a sufletelor. De fapt, se spune. Simt. Dacă este o îmbrățișare sinceră, sinceră, sunt, da, niște rezultate foarte bune. Așa este. Vreau să profit așa între ghilimele de prezența ta aici în cadrul emisiunii noastre și aș vrea să ne, nu știu, mărturisești sau să ne exemplifici eventual pe palmă o tehnică de energizare sau revitalizare pe care o putem să o folosim și noi acasă. Data trecută ne-ai mai dat un exemplu și aș vrea să te rog dacă poți să mai faci și acum o dată. Da. Aici, în podul palmei, este o zonă cu proiecția suprarenalelor. Suprarenalele sunt un fel de baterii ale organismului, sunt niște glande endocrine care organic se află situate deasupra rinichilor. Și aici, în acest loc, de multe ori, în special în partea a doua zilei, vom simți o zonă mai dureroasă. Este semn că aceste glande sunt obosite, aceste baterii sunt mai epuizate și putem să stimulăm 1-2 minute această zonă, chiar unde simțim durere. Deci aici, în această zonă, în podul palmei. Pe mine m-a ajutat foarte mult acest masaj, această stimulare la sfârșitul unei zile. Atunci când m-am simțit mai obosit, într-o drumeție, când mai aveam drum de parcurs, este un masaj foarte bun și foarte simplu și poate să fie făcut de oricine. Atât la palma dreaptă cât și la palma stângă. Asta voiam să te întreb. Este diferit sau sunt aceleași, nu știu, organe? Tot ce facem la palma dreaptă, facem și pentru echilibru și la palma stângă. Noi avem un sistem dual cu doi rinichi, cu doi plămâni și este bine să armonizăm de fiecare dată energiile. Și încă o întrebare mai am și cu asta o să termin acest subiect. Voiam să te întreb dacă, din punct de vedere energetic, se elimină blocajele prin reflexoterapie. Adică putem să rezolvăm și anumite boli fizice, asta știu, pentru că sunt atâtea mărturii ale oamenilor care s-au vindecat și prin reflexoterapie. Și voiam să te întreb acum dacă și din punct de vedere energetic, emoțional, știu că am experimentat și eu și într-adevăr am plecat mai bucuroasă, mai liniștită, dar și energetic voiam să știu. Vindecarea propriu-zisă este un proces mai îndelungat și care necesită o schimbare de viziune automat. Dacă omul respectiv rămâne neiertător față de el însuși sau față de alte persoane, dacă nu este pe calea sa, dacă nu își înțelege menirea, este foarte greu ca această terapie să aibă rezultate durabile. Probabil vor fi efecte de scurtă durată sau efecte într-un plan fizic care de multe ori se estompează în momentul în care reapar acele conflicte interioare. Eu cel mai mulțumit am fost în momentele în care oamenii au conștientizat mai bine că până nu vor face pace cu ei înșiși și până când nu-și vor ierta foarte multe lucruri, nu vor ajunge la rezultate mai durabile. Dar reflexoterapia este de un mare ajutor pentru că îți dă acel răstimp, îți dă acel surplus de energie.
îți deschide ochii spre o altă viziune, mai naturală, mai simplă, mai apropiată de ceea ce înseamnă esența noastră divină, și atunci șansele ca acel om să adopte și alte schimbări sunt mult mai mari. De multe ori un terapeut cu care suntem compatibili poate fi acel moment de răscruce al vieții noastre care să ne îndrepte spre o altă cale în relația cu noi înșine. Dar la fel de adevărat este că acest terapeut ne va lăsa pe drumul nostru fără să intervină și fără să ne promită că, de fapt, terapia lui vindecă afecțiunile noastre. Îți mulțumesc pentru că ai zis asta. Este foarte important să se știe asta. Bun, acum, pentru că știu că te-ai întors din Ceahlău și ne-ai vorbit despre a sta desculți pe iarbă, pe pământ, cum a fost acolo, cum este energia acelui loc și dacă este un loc de unde noi ne putem încărca energetic, în care să ne conectăm așa cu pământul și cu darurile naturii. Să știu, Ana, că avem foarte multe locuri încărcate energetic și locuri binecuvântate de Dumnezeu. Este foarte important și cum te duci acolo și cu ce deschidere și cu ce viziune. Nu, acele locuri nu pot face minuni în locul tău sau nu-ți pot face ție munca, dar te ajută foarte mult să te conectezi la o energie, la o memorie, la niște rădăcini ale străbunilor noștri, ale energiilor noastre ancestrale, care îți deschid foarte mult posibilitatea de a te cunoaște și foarte mult posibilitatea de a cunoaște ceea ce se întâmplă acum cu tine. Pentru că este o mare diferență între modul în care privesc oamenii chiar și divinitatea din punct de vedere a unor reguli prestabilite, a unor credințe prestabilite, preconcepute, și modul în care se desfășoară și se activează energiile în ziua de astăzi. Adică aceste locuri îți arată mai bine, de fapt, viziunea pe care trebuie să o urmezi din acel moment. Noi, ca forme de energie, suntem într-o continuă transformare, într-o continuă schimbare. Tu și eu nu vom mai fi la fel peste o zi, peste o săptămână, peste un an. Și faptul că ne ducem în aceste locuri deschiși și nu neapărat cu niște așteptări, ci tocmai goliți de orice așteptare, poate să aducă în noi această informație și această cunoaștere de care avem acum nevoie, în acest moment. Deci, practic, ne conectăm la niște releuri de energie, la niște centri energetici care ei, la rândul lor, sunt într-o continuă schimbare. Ceahlăul nu mai este același munte de acum 100 de ani, de acum 200 de ani, de acum 5 ani. Deci toți acești centri de energie, toate aceste zone se schimbă la rândul lor, vibrațiile lor energetice se schimbă. Deci și noi, odată cu ei, primim această transformare și această schimbare. Și ca să fim în armonie, trebuie să fim și noi în acest flux continuu, să nu ne, cum ai spus și tu, să nu ne opunem, că atunci apare... Exact, dacă noi ne ducem cu foarte multe așteptări, dacă orgoliile noastre, controlul nostru, îngrădirile, limitările noastre sunt foarte mari, nu putem să preluăm acea energie și nu putem să primim acele mesaje așa cum sunt ele, în starea lor și în forma lor cât mai pură. Și încă un lucru foarte interesant este acea energie pe care o simți la nivelul sufletului. Am mai simțit această energie pe care am simțit-o în Ceahlău, la muntele Athos. Mie Ceahlăul mi se pare, din acest punct de vedere, un munte asemănător cu muntele Athos.
Este clar că se întâmplă ceva acolo cu totul și cu totul deosebit. Nu se poate explica în niște cuvinte simple. Sunt, de fapt, niște trăiri și niște experiențe personale, pentru că trăirile oamenilor sunt diferite de multe ori, dar au în același timp și un numitor comun. Cu toți simțim acea liniște, acea împăcare sufletească, lucru pe care l-am simțit și la Sfinx, de ziua Sfinxului cu același grup, și la mănăstirile la care am fost, și se simte acea liniște, acea conexiune de suflete. Este clar că mesajele care vin din aceste locuri sunt aceste mesaje de uniune, de conexiune, de inseparare. Adică nouă ni se cere foarte mult să fim conectați unul la altul, pentru că de fapt suntem același suflet, suntem același suflet nu numai între noi oamenii, suntem același suflet cu acel munte, cu acei copaci, cu acea natură pe care o găsim în călătoriile noastre. Și momentul în care aceste limitări, aceste limitări care vin de fapt din fricile noastre, din sentimentul de securizare continuă, dispar, în momentul acela noi ne conectăm practic la ceea ce înseamnă divinitate, care înseamnă de fapt absența oricărei limitări, oricărei idei preconcepute. Să avem mai multă încredere în divin și în noi, Gabriel. Nu-i așa? Până să la ne urmă. Considerăm de fiecare dată ca fiind copii al lui Dumnezeu, fiecare suntem copii ai Tatălui și ai Mamei Divine, așa cum avem niște părinți aici pe pământ, așa să conștientizăm și nu numai să conștientizăm, și să trăim profund acest sentiment de uniune cu părinții noștri spirituali, cu părinții noștri divini, care ne-au trimis aici pentru a fi util până la urmă sufletului nostru și lumilor de lumină, care sunt nesfârșite. Ce mesaj frumos ne-ai adus astăzi, și chiar mă gândeam și la telespectatori, pentru că fiecare dintre noi înțelegem mesajul așa în funcție de nivelul nostru de conștiință, și mă gândeam acum ce impact o să aibă acest mesaj pe care l-ai adus, și faptul că așa cum înțelegem fiecare dintre noi, este bine, așa cum este, și este bine. Ce să mai... Este perfect. Fiecare om despre care credem că este într-un stadiu inferior sau superior, este acea idee preconcepută. Toți oamenii au rolul lor în viața noastră, în viața Universului. Și da, dacă unii sunt în clasa 1, unii în clasa 4, unii în clasa 10, nu înseamnă că nu suntem la aceeași școală, ci nu înseamnă că trebuie să ne privim cu o diferență, că noi suntem altfel, că noi suntem mai avansați, că noi suntem mai buni sau că noi suntem mai răi decât alții. Orice termen care aduce această comparație în discuție, de fapt, distruge această esență a unității. Și spune tot despre noi până la urmă. Dacă emitem aceste gânduri, de fapt tot despre noi vorbim. Noi suntem perfecți așa cum suntem noi în acest moment, suntem făcuți pentru a cunoaște acest sentiment de iubire. Dar bineînțeles, fiecare la timpul și momentul potrivit îl va descoperi. Așa este, și așa cum ai zis și tu, toate se întâmplă cu un scop, la timpul potrivit. Și nimic nu este întâmplător. Uite, acum pe final de misiune, aș vrea să ne mai dai așa câteva mesaje, informații, ce-ți vine ție acum în acest moment, înspre a ne armoniza. De fapt, cam toți pașii aceștia despre ce am discutat în această emisiune de astăzi, chiar și locurile energetice, chiar și reflexoterapia și lucru cu sinele, de fapt, sunt acei pași pe care ar trebui să-i facem sau nu, să ne armonizăm cu noi înșine. Depinde ce alegem, că puterea e la noi.
pur și simplu să privim viața cu bucurie și fiecare clipă ca o experiență. În momentul în care începi o zi, gândindu-te că nu știi nimic despre acea zi și că acea zi este cea mai bogată din viața ta, într-adevăr, această viziune va schimba acea zi. În momentul în care ai prevăzut totul pentru acea zi, în care ți-ai securizat toate activitățile, în care ți le-ai programat, acea zi va fi mai săracă pentru tine. Foarte frumos. Mă gândeam acum și dacă ne trezim așa mai supărați, mai furioși, mai chiar și la furie și la supărare să ne uităm așa cu... Este perfect. Sunt stări ale noastre. Noi ne-am format un obicei de a arăta această fericire, acest zâmbet. Dar noi trebuie să ne arătăm așa cum suntem. Stările noastre de tristețe, de nefericire, de furie sunt tot ale noastre. Nu putem să le ascundem la nesfârșit în noi ca fiind lucruri negative sau lucruri care nu plac altora și să le izolăm cumva de noi înșine și să le privim ca pe umbre, ca pe întuneric. Sunt părți ale noastre pe care dacă nu le privim cu bunăvoință, cu înțelegere, cu acceptare, ele nu se pot transforma niciodată în această lumină. Lumina, înainte de toate, vine în momentul în care un om își acceptă ambii frați pe care îi are în interiorul lui și fratele mai brunet, cum îi spun eu, mai întunecat și pe cel luminos. Într-un final, ei doi se vor îmbrățișa și așa această lumină va fi pe deplin și va fi această iubire. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și te mai așteptăm și cu altă ocazie, pentru că mai avem foarte multe discuții și informații de oferit. Uite, acum, pentru că mai avem aproape un minut, aș vrea să te citez la final, tot după cartea ta, Tămăduirea interioară. Și spui exact ce ai zis și mai devreme, interiorul nostru este o grădină minunată, alcătuită din elemente ale pământului, apei și aerului. Avem în noi semințele care dau rod, apa care le udă și aerul care le dă viață și le sporește până la îngemânarea lor cu energia cerului. Pentru a fi sănătos, plin de vitalitate, omul trebuie să se îngrijească de această grădină lăsată de Dumnezeu în ființa sa pentru a da rod din belșug. Foarte frumos. Îți mulțumesc foarte mult, Gabriel. Și eu îți mulțumesc, Oana. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Mulțumesc Etajul Designerilor Români pentru vestimentație. Până mâine, creatorul să ne țină în brațe și în palmele sale cu blândețe. Vă mulțumesc!